Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Relația dintre Slash și Alp s-a încheiat înainte de a începe. Iar motivul este... Suntem aici cu știri de ultimă oră despre Slatercolu. Slatercolu a început o relație cu Alp Navruz. Putem spune că arhitectul acestei relații a fost Şefkat Peker. Şefkat Peker, care se descurcă foarte bine atât cu Alp Navruz, cât și cu Slatercolu, a început relația a două persoane singure. Cu toate acestea, odată cu sfârșitul acestei relații, au început să circule o mulțime de știri. Alp Navruz s-a înșelat-o pe Sla. Cum l-a prins Sla pe Alp Navruz flirtând? Deci este adevărată această veste? L-am întrebat pe Şefkat Peker despre toate acuzațiile despre Alp și Sla. Şefkat Peker a spus că toate acuzațiile sunt minciuni. El a spus că Alp și Sla au arătat totul clar cu fotografia pe care au făcut-o împreună, dar nu au vrut să-și trăiască relația în fața ochilor. Să vedem dacă îi vom vedea împreună pe Alp și Sla în următoarele zile. Alp Kerşan a trăit în relația sa anterioară fără a fi în ochii publicului. Sper că sunt fericiți, măcar atâta timp cât sunt împreună. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!